Emisiunea aceasta este difuzată joi pe TVR Cluj și sâmbătă pe TVR Info din motive obiective. Uneori, foarte rar, se înregistrează chiar mai repede. Este cazul de acum. Suntem într-o zi de marți, 23 mai. Ei bine, chiar astăzi, în acest 23 mai, România a primit o veste neașteptată. Curtea Europeană a Drepturilor Omului obligă țara noastră să recunoască parteneriatul civil între persoane de același sex. Atenție, nu este opțional, ci obligatoriu, o spun juriștii. Asta pune într-o mare dificultate guvernanții României, cei care vin după rotație, pentru că domnul Ciucă și-a făcut treaba, domnul Ciucă poate să plece. Sunt chiar curios cum va amâna și sau fenta noul cabinet recunoașterea cuplurilor de același sex. Suntem în țara cu referendumuri pentru familie, aș spune și că suntem statul care se preface a fi laic, dar nu e tocmai așa. Iar Biserica Ortodoxă Română a fost prima care a înfierat decizia CEDO. Bor a spus așa, niciun text european sau internațional nu poate obliga statele să creeze un statut particular pentru cei care coabitează, fie ei de sex diferit, fie de același sex. Din punct de vedere politic, coaliția are o sabie deasupra capului, nu a lui Damocles, ci a lui Simion. Aur va ști exact cum să profite de pe urma verdictului dat la Strasburg. Vom comenta astăzi decizia instanței europene aici, la față în față. De asemenea, deși se poate argumenta că e prea târziu sau poate prea devreme, depinde dinspre ce an privim lucrurile, cred că este un moment la fel de bun ca oricare altul să discutăm și despre unificarea datelor zilelor de Paști, zilei de Paști, simplificând lucrurile la maximum. Dacă a existat un singur Iisus, atunci cu siguranță că a existat și o singură dată când a murit și înviat. Vă amintiți că un grup de intelectuali a transmis o scrisoare în acest sens către capii bisericii. Unul dintre semnatari este astăzi alături de mine în platou. Revenind la politică, să observăm că avem un calendar scurt. Coaliția susține că până miercurea viitoare vom avea instalat un nou cabinet, cabinetul Ciolacu. Acesta va avea mari probleme, nu doar cu parteneriatul civil. PIB-ul României stagnează practic în cifre. Produsul intern brut a crescut cu 0,1% în primul trimestru din 2023 față de ultimele trei luni ale anului trecut. Cât pe ce să avem? Recesiune. Apoi, datoria guvernamentală a crescut și a trecut de 50% din PIB, ceea ce înseamnă că trebuie luate măsuri de înghețare a salariilor bugetarilor. Și asta chiar în timp ce este în plină desfășurare greva profesorilor, care se vede tot mai clar că nu este o glumă. Dacă le dau bani mai mulți profesorilor, guvernanții, probabil că adâncesc inflația. Of, nu-i plâng de milă lui Marcel Ciolacu, dar nici nu îl invidiez. Bine v-am găsit, sunt Ionel Lespuc, urmăriți Față în Față, emisiunea care vă spune adevărul în față. Ne vedeți și pe pagina de Facebook TVR Cluj. Alături de mine un profesor de limba engleză, cunoscut dumneavoastră cu siguranță, de la UBB Cluj, domnul profesor Adrian Papahagi. Vă salut, domnule Papahagi. Bună seara. De asemenea, domnul Marius Bucur, profesor de istorie la Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul aceleiași universități, UBB Cluj. Vă salut, domnule Bucur. Bună seara. De asemenea, alături de noi, prin intermediul tehnologiei, un preot greco-catolic, Teodor Lazar, Biserica Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă salut, părinte! Vă salut și eu, bună seara! Bun, aș vrea să discutăm mai întâi despre acest verdict de astăzi al CEDO. Juriștii spun că este obligatoriu, nu-mi dau seama cât de obligatoriu este, nu-mi dau seama dacă întotdeauna, chiar n-am făcut o statistică, cât de mult a respectat România deciziile CEDO. În principiu ar trebui să le respecte, că ăsta este rolul unei instanțe, să impună lucruri și al celor care pierd pună lucruri în aplicare. Domnule Papahagi, noastră ce părere aveți despre acest verdict de astăzi, oarecum surprinzător, a spune, deși mi-am făcut o statistică, sunt multe țări din Europa, da, din Uniunea Europeană, respectiv cele care nu sunt în Uniunea Europeană, sunt vreo 17 țări europene care recunosc parteneriatul acesta civil, în lume sunt vreo 30. Da, eu nu pot să vă dau un răspuns de jurist privind această decizie CEDO. Pot să vă dau doar o poziție filozofică inspirată de valorile mele, care sunt în mod notoriu creștine. Și am și o gândire cât de cât logică. După părerea mea,
statul nu este chemat să certifice afectele dintre două persoane. Deci statul nu vine să-ți dea certificat că te iubești X cu Y, da? Indiferent de sex, nu mă interesează sexul. Deci nu vine să certifice coabitarea a două persoane sau prietenia lor sau chiar dragostea. N-are cum să discrimineze sau să nu respecte viața privată, cum se spune în decizia aceea de acidă, fiindcă nu există în România poliția moravurilor în care să ți se intre în dormitor, să vadă cu cine ești în pat și să fie arestat dacă nu e sexul potrivit. Ok? Bun. Nici acum, măcar adulterul nu se mai pedepsește. Nici măcar adulterul și așa mai departe. Doar pedofilia, slavă Domnului, și așa mai departe. Dar de ce statul, acum vorbim despre căsătorie, este căsătoria un drept? Nu este un drept natural. Dreptul natural este cel cu care te naști. De pildă, dreptul la viață. Nu te duci să semnezi în fața unei autorități publice că ai dreptul la viață. Automat când te-ai născut, ai dreptul la viață, la libertate, la căutarea fericirii și așa mai departe. Asta nu înseamnă că statul e obligat să te facă fericit sau să te țină în viață, să te hrănească, dar e obligat să-ți respecte dreptul ăsta. Nu există un drept la căsătorie. Ce e căsătoria? Căsătoria e un contract între două persoane, iar statul, prin codul civil, a definit aceste două persoane, cine se califică. Fiindcă nu oricine poate să facă orice contract. De pildă, eu nu pot face cu televiziunea română din Cluj un contract de nu știu ce, decât dacă ambele părți sunt de acord și dacă ele sunt, acest contract e legiferat într-un fel de stat. De aceea deci, te și întreabă de bună voie și nesilit exact, de nimeni. Statul cere ca cele două persoane să fie de sex diferit, bărbat și femeie, să fie în maturitate sexuală, altminteri e pedofilie, să aibă consimțământ, altminteri se cheamă căsătorie forțată sau viol sau orice altceva, să nu fie rude, altminteri se cheamă incest și așa mai departe. Și să fie doar două, altminteri se cheamă poligamie, atenție, care există în unele state din lumea asta. De ce, după părerea mea, statul recunoaște căsătoria între un bărbat și o femeie? Nu ca să le dea lor un certificat, dragilor, vă iubiți, ce bine, vă dăm și noi o parafă de la primărie. Ci, în formă de inimă, dacă se poate. În orice formă ar fi ea, și un certificat roz sau portocaliu sau cum mai e el acum, somon. Ci, fiindcă în acea căsătorie se poate naște un copil și acel copil sau mai mulți, în primul rând că ei aduc principalul beneficiu societății, adică perpetuează societatea, națiunea, nu? Viața continuă, societatea continuă. Mai e ceva, copiii aceia au nevoie de un statut. Acceptând această căsătorie, recunoscând-o, chiar dacă ea nu va produce copii, ea are capacitatea să-i producă, statul le acordă acestora și un statut. Îl obligă mai ales pe tată să recunoască paternitatea și tot ce decurge. Acum, o uniune între două persoane de același sex este prin definiție sterilă. Ea nu poate produce copii decât poate să înfieze copiii altora. De aia statul, în gândirea mea, nu are nicio obligație să certifice această căsătorie, adică ce să certifice? Dorința a doi adulți de a sta împreună. Parteneriatul civil și căsătoria sunt diferite. Bun, dar la fel e concubinajul, tocmai. Sau prietenia. Poți să vrei să locuiești cu un prieten. Sau două, știu eu, o femeie în vârstă poate să vrea să locuiască cu o altă prietenă, nu ca să se ajute a bătrânețe. Asta nu e căsătorie sau parteneriat civil. E o formă în care două persoane coabitează. De-aia eu cred că nu trebuie extins. Acum, asta e perspectiva mea filozofico-legală. Am spus că nu trebuie extins. Da, nu cred că e nevoie ca statul să definească alte forme alternative de căsătorie. Căsătoria are acel rol, e o instituție fundamentală, recunoscută așa în toate civilizațiile umane, dintotdeauna, nu e neapărat legată de creștinism, și cred că sensul ei principal este continuarea societății, nașterea și de copii. Mai este însă ceva. Poți să spui că mâine, să zicem, impui societății să-și modifice norma. După părerea mea, cei care cer să se modifice o normă trebuie să explice, să justifice. Adică povara explicării cade asupra celor care vor o schimbare, nu asupra celor care sunt mulțumiți cu situația de fapt. Asta e un lucru care nu se înțelege foarte bine azi. Adică nu noi, să zicem, eu, conservator creștin, ar trebui să justific de ce vreau să rămână la fel căsătoria și ceilalți. Să-mi spună ce beneficiu are societatea. Dar mai e ceva. Odată ce se modifică această definiție, se modifică foarte multe lucruri și în mentalitarul colectiv, în instituții și așa mai departe. Fiindcă mâine, dacă statul e obligat, de pildă, să celebreze căsătorii laice, civile, între două persoane aceea sex, biserica care este finanțată de stat
va fi obligată la rândul ei să le recunoască. În acel moment, biserica va fi pusă într-o situație de conflict de conștiință major, fiindcă un preot care acceptă credința creștină și precepte creștine nu va putea celebra. Și atunci biserica va începe încet, încet să fie amendată, prigonită. Dar e obligatoriu să recunoască biserica? Da, fiindcă se va veni cu logica aceasta. Biserica este și ea subordonată statul, este finanțată de stat. Dacă statul recunoaște aceste căsătorii, ele trebuie să fie recunoscute și de biserică. Dar nu trebuie. Sunt asta mă gândesc, așa cum spuneți că nu e obligatoriu să recunoaștem această decizie a CEDE, la fel de bine nu obligă tocmai, nimic biserica. Dar eu zic că e o posibilă escaladare. De-aia eu cred că e foarte prudent să rămânem la definiția căsătoriei așa cum este. Nu cred că e nevoie de niciun ersatz de căsătorie, o căsătorie bis, așa mai mică, parteneriat civil. Cred că dacă doi oameni, indiferent de sexul lor sau de situație, vor să-și pună împreună bunurile sau nu știu ce, sigur că trebuie să aibă posibilitatea să facă un act notarial și să spună vreau ca X să mă moștenească, nu știu ce nepot de gradul al 15-lea. În principiu cam asta e parteneriatul civil. Da, nu, parteneriatul civil e un pic mai mult. Parteneriatul civil este un fel de căsătorie bis, un ersatz de căsătorie. Eu cred că un simplu contract de notarial, cum e un contract de comoda, de orice altă chestie, poate să funcționeze. Deci nu cred că am nevoie de instituții noi, asta vreau să spun, ci e destul ceea ce se poate face pe cale notarială. E părerea mea. Domnul profesor Bucur, sunteți de aceeași părere? Am urmărit cu multă atenție și argumentația dezvoltată de colegul meu din Universitatea Babeș-Bolyai. Eu, până să ajung la propria părere, dați-mi voie să fac o foarte scurtă introducere. Unu, vorbim de o sentință a CEDO, așadar noi. Decizie și până la urmă, urmei cu sentințele știm, inclusiv din justiția în România, din păcate. Ce se poate întâmpla? Dar aș face o documentare mai amplă, apropo de situația existentă și istorice. Statistică. Contextualizez o problemă. Întâi de toate, să văd ce soluție au ales țările din Uniunea Europeană, pentru că la urmă, urmei România, eu de aici aș porni, România este stat membru, cu drepturi de primar. Da, uitați-vă, vă ajut eu aici. Da? Deci este așa, Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia și țările de jos, da, dau posibilitatea căsătoriei între persoane de același sex, iar în afara UE, Islanda, Norvegia și Elveția au de asemenea acest regim. Să aveți și lista cu țările din UE care nu recunosc. Păi este... Din 27 scădem 14, printre ele și România. Exact. Și după cum veți constata, dacă ne uităm puțin la hartă, probabil că majoritatea sunt din spațiul Europei Centrale Est Europene, adică țările excomuniste. Mă gândesc. Și asta spune ceva despre mentalitatea noastră? Nu spune neapărat ceva despre mentalitatea noastră. Asta îmi spune ceva despre mentalitățile, dacă vreți, sau diferențe de mentalitate care apar înăuntru în europene și până la urmă e firesc pentru că nu am evoluat în aceeași parametri în toate regiunile, țările, societățile noastre. Aceasta ar fi deci prima chestiune. Da, aș vedea soluțiile într-o parte, respectiv în cealaltă. Aș căuta, sigur, să adaug propria mea reflexie și să caut o soluție. Pentru că, așa cum se spunea mai devreme de către antevorbitorul meu, instituția căsătoriei este o instituție care, sigur, își are originele, dacă vreți, în istoria umanității și, evident, avem și o perspectivă creștină, așa cum aveau probabil și atenienii, romanii și alții. Cu alte cuvinte, cu tot respectul, instituția familiei nu începe cu creștinismul. Așa am zis și eu. Exact. Bun, asta vreau să sublinez. Mergem mai departe acum. Așa cum avem și o instituție din perspectivă seculară a familiei, odată ce s-a afirmat statul național modern. Din momentul în care căsătoria civilă, religioasă, a devenit opțională. Asta înseamnă că statul a preluat această responsabilitate, dacă vreți, de a vegheași de a oferi un cadru juridic acestei celule de bază a societății, acestei structuri de jos din țesutul profund al societății. Căsătoria este în sine, din dreptul familiar, nu dreptul civil, dreptul familiar, devenit o instituție seculară. Este o realitate istorică, cred că suntem de acord. Și sociologic confirmată. Căsătoria religioasă devenind opțională, după cum bine
Știm și după cum asta bine există și momentul de... Domnul Papahagi, nu că contrazic. Nu e obligată biserica să facă nimic dacă statul face un pas, nu trebuie să fie acompaniat neapărat de biserică. Nu avem de ce să ne contrazicem. Dezvolt propriul meu argument. Da, știți că e emisiune, la emisiune moderatorii există cazuri în Danemarca sau în alte țări în care preoți sau pastori luterani au fost chiar obligați să celebreze chiar împotriva conștiinței lor căsătorie între persoane aceeași sex. Lucrul ăsta se întâmplă curent în țările scandinave și în alte țări. Probabil pentru că acolo avem ceea ce se cheamă în engleză, știți mai bine, established church, adică biserici de stat, ceea ce nu e cazul în România, din câte știu eu, nici Constituția și nici legea libertății religioase și a cultelor adoptată în 2006 nu pomenește de o biserică de stat. Că nu găsesc cea mai adecvată formulă de a traduce în limba engleză o sintagmă bine cunoscută. Bun, dar revenind, așadar, dezvolt o altă linie argumentativă. Există această instituție, am avut-o și 50 de ani la urma urmei în comunism, am avut-o și înainte de comunism, o avem și în momentul de față. Problema e de altă natură. Și aici introduc iarăși un element. E că trăim într-o cultură, că suntem de acord sau nu, sunt realități sociale, culturale evidente, în care valorile sunt puse la îndoială și contestate. E o discuție mai veche, a cuprins mediile universitare și academice occidentale încă de vreo 15-20 de ani, are de-a face cu o serie de schimbări în zona stângă, etc., etc. Nu intrăm în detalii. Cert este că există și o deplasare de accent în privința drepturilor fundamentale ale omului, după cum iarăși bine știm. Și am observat că anumite drepturi astăzi sunt mai accentuate decât în urmă cu 30 de ani. În anii 80, pe ce, în plin conflict al războiului rece, pe ce se pune accentul? Pe libertatea de conștiință, pe libertatea de expresie, pe pluralism și mai departe. După 30 de ani, observăm că Occidentul, în vestul Europei, la adresa Estului, evident, în logica, așa cum spunea războiul rece, criticau, reproșau și pe bună dreptate guvernelor comuniste că nu respectă aceste drepturi. Ce observăm după 30 de ani? E nu neapărat o inversare, o deplasare de accent și afirmarea, impunerea, aducerea în prim plan a altor drepturi. Apropo de identități, discuția e fascinantă, dar nu are rost și nu cred că e timpul să facem aici, apropo de identități fluide, de toate curentele post-marxiste și mai altele, care pledează prin intelectualii, formatori de opinie, etc., ieșiți în spațiu public în dezbateri peste tot în lume. Sau formatori de opinie. Sau cum doriți de formatori. În orice caz, oameni care comunică. Bun. Și acum vin la o chestiune chiar subiectivă. Să ne gândim că acești oameni, aflați într-o astfel de situație, sunt lipsiți de o serie de drepturi. Plătesc taxe, impozite, sunt cetățeni onești, presupunem că majoritatea dintre noi respectă legile, codul rutier, nu claxonează în zone interzise, merg cu 50 la oră. Și au ales ei să trăiască împreună. Bun, ce se întâmplă când unul dintre ei se îmbolnăvește? Apropo de act notariat, nu funcționează, domnule coleg, să știți. Deci nu poți să faci un contract la notar, că știți, eu sunt aparținător, pentru că legislația, de pildă, în spital, nu-ți permite să ridici nici măcar obiectele celui care a decedat, dacă a decedat, Doamne ferește, pentru că nu ești aparținător potrivit legislației în momentul de față. Asta e un aspect care e foarte serios și ne dă de gândit. Nu spun să facem, să reflectăm, să găsim o soluție. A doua, oamenii vor să-și cumpere o casă. Au servici, lucrează, își văd de treabă, nu deranjează pe nimeni, vor și o casă, cum vor milioane de oameni în România. Când te duci la bancă, buf, mă duc cu act notarial, că știți că noi trăim împreună și avem, nu o să țină banca. Pentru că se va raporta. Cum să nu? Unul garantează pentru celălalt, cum poate garanta orice. Stați un pic că se face o discriminare aici. Una e când se duce o familie să acceseze un credit, prima casă sau așa mai departe, în momentul de față, și alta e când se duc doi care garantează unul pentru celălalt. Nu vorbiți la bănci, m-am interesat și eu. Bun. Dar nu din nu știu ce motive, pur și simplu eram curios. Am tot felul de curiozități. Istorici au tot felul de curiozități de felul lor. Și mai ales eu care lucrez pe vremurile mai apropiate de noi. Așadar, revenind la subiect. Este că sunt... noi sunteți mai mult pozitiv, să spunem, mai mult de acord. Nu sunt de acord în sensul că trebuie să reflectăm, sunt concetățenii noștri, să găsim o soluție în care... repet, să beneficieze de niște drepturi minimale, pe care noi le luăm ca atare și e firesc atâta tot. Le are orice cetățean. Adică nu stați un pic. În formula aleasă de conviețuire în România. Dar câte vreme sunt cetățeni români, respectă legile, plătesc impozite și taxe, de ce n-ar putea accesa asemeni tinerilor un credit pe ce criteriu? Doar că așa au ales ei să trăiască doi mai. Dar e dreptul lor. Dar eu vă întreb altceva. Dar dacă decid... Haideți să ducem un pic discuția. Dar dacă decid trei oameni să trăiască împreună? De ce?
De ce nu? Ar putea decide trei. Acum, haideți să nu intrăm în zona acestor speculații, pentru că pornim de la un caz real și de la o soluție. Păi, dar și eu pot să vă dau un caz real. Sunt oameni care se iubesc în bigamie, în triunghiuri. Nu, stați un pic, bigamie altceva. Nu, dar stați un pic. Haideți să vă fac o comparație, da? Poate vor patru, da. Pentru persoanele cu dizabilități, da? Sunt scările acestea obișnuite, da? Și noi zicem, păi toată lumea e egală. Dar dacă nu-i pui o rampă acelui om, el nu va putea să urce. De altceva. Omul ăla... Ai nevoie? Nu, eu ce vreau să spun este că statul trebuie să vină cu niște facilități ca să le dea tuturor drepturi egale. Da, dar drepturile egale există. Orice bărbat se poate căsători cu orice femeie dacă aceea consimte și invers. Eu încercam să spun că sensul pentru care statul recunoaște instituția căsătoriei este că ea aduce un beneficiu societății. În ea se nasc niște copii. Oamenii aceia renunță la niște avantaje ale vieții lor, adică cu alte cuvinte fac un efort pentru societate, 7 ani, 18 ani, 14 ani, cât reușesc ei, în care își sacrifică din venituri ca să crească acel copil care mâine îi va plăti pensia dânsului sau dumneavoastră sau mie. Ok? Asta e ce face familia. Un cuplu de homosexual nu face lucrul ăsta, fiindcă ei nu pot avea un copil împreună. De ce statul este chemat să le dea lor această recunoaștere care este dată unui cuplu care poate să crească, să producă, să nască copii? Adică, într-un fel, recunoscând efortul pe care acesta îl face pentru societate. Bun, dar obligăm atunci să se căsătorească un homosexual cu o femeie ca el să poată beneficia? De ce spunea domnul profesor? Nu obligăm să se căsătorească. Dar dacă nu obligăm să se căsătorească, e liber să trăiască cum vrea el și cu cine vrea. Eu spun doar atât, statul recunoaște demnitatea căsătoriei, fiindcă ea este de utilitate publică. Înțelegeți? O căsătorie între un bărbat și o femeie, mai ales atunci când ea produce copii, fiindcă ea, ipotetic, poate să producă. Nu e obligată, sigur, dar poate. În timp ce cealaltă, din start, prin definiție, nu poate. Așa e biologia, oricât am vrea să schimbăm doar definițiile. Biologia e biologie. Ei, eu cred că de aia este recunoscută căsnicia. Sigur că dacă schimbăm perspectiva filozofică și mai spunem tot ce trebuie statului să respecte ce vrea fiecare și atunci eu n-am afirmat așa ceva. Dar dacă noi mutăm de la lucrul ăsta, nu, da, putem să ducem acolo. Dar atunci precizați, vă rog, dacă vă mai referiți la punctul meu de vedere sau la alte puncte de vedere. E punctul de vedere alternativ. Punctul meu de vedere al meu nu acesta. E nici într-un caz. Perfect. Atunci, în virtutea cărui lucru ar trebui statul să recunoască orice relație între pentru doi că familia nu se reduce la utilitatea ei socială și la procreere. Nu, dar... Da? Deci, la urma urmei și într-o astfel de familie, oamenii lucrează, familie? Plătesc impozite și tot. Da, da, și da, eu nu am zis de drepturi, poți voteze. Da, sigur că da. Ce drepturi nu li se recunosc? Și la asistență medicală și așa mai departe și ca aparținător de familie. Afară din spital. Păi, au aparținător de familie. Dumneavoastră știți ce se întâmplă în cazurile nu, stați un pic. Dumneavoastră știți ce se întâmplă? Aici e vorba și de sentimentele lor. E singur. Un prieten. Îmi dați voie, nu v-am întrerupt. V-am ascultat cu multă atenție și calm și liniștit. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc și eu un minut măcar. La cele două ale dumneavoastră. Bun. Sunt situații în care și nu sunt ipotetice. Cineva se îmbolnăvește grav, nu are discernământ și e nevoie de consimțământ pentru o operație. O să cheme pe bunica, pentru că el are încredere în persoana pe care o iubește. Ne place, nu ne place, oamenii aceia au sentimente. Da. Eu am spus, și cu asta închei, că o formă, nu am spus căsătorie sau echivalent, că o formă de recunoaștere a unor drepturi minimale, în perspectivă umană, dacă doriți, pentru că sunt semenii noștri, atât, ar fi necesară. Astfel încât dacă ajung în situații precum 2-3 din cele menționate de mine, da, să poată să facă ceea ce face orice familie care se confruntă cu momente foarte dificile în existența. Da, sunt absolut de acord. Despre asta am spus. Nu am vorbit de căsătorie. Nu am rostit sintagma parteneria civil. Perfect. Am spus o soluție. Da, n-am nici cea mică problemă. Se pot duce la notar, trebuie modificată legea dacă nu poți să faci lucrul ăsta la notar și să scrie dacă am o problemă de sănătate. Recunoașteți aici că, până la urmă, oricum o să-l numim, el poate fi considerat un parteneriat civil. Nu neapărat. Haideți că ne-am încălzit aici în studio și ieșim puțin prin intermediul tehnologiei până la domnul, la părintele Teodor Lazăr. Părinte, ne cerem scuze că v-am lăsat să așteptați atât. Știu că ne-ați ascultat însă cu atenție și acum suntem curioși să vedem care e punctul dumneavoastră de vedere. Da, eu trebuie să asum și o asum cu toată convingerea poziția bisericii în care slujesc. Noi am văzut o poziție abord, da? Nu știm ce zice, eu cel puțin n-am văzut o poziție a bisericii greco-catolice din care faceți dumneavoastră parte. Un așa mare impact biserica greco-catolică în România, prin dimensiunea minoră la care a ajuns. Și pe de altă parte, trebuie să pornim de la
și alte concepte sau principii în ceea ce privește viața, persoana umană, identitatea persoanei umane. Nu trebuie să lăsăm discuția doar în termen de drept, așa cum foarte bine spunea și domnul profesor Papahagi, sau de drepturi. Pornind la ideea că viața este un dar, în primul rând, un mare dar. Și atunci trebuie să vedem cum înțelegem darul primit. Sigur că eu trebuie să îl pun pe izvorul darului în discuție. Este un dar al lui Dumnezeu, este un drept divin în ceea ce privește viața. Iar eu aflam, înainte să intru cu dumneavoastră în direct, în discuția de dinainte, ca să verificăm validitatea tehnologică a discuției noastre, abia aflam despre acest lucru, pentru că, ce să vezi, eram foarte prins astăzi în a sta de vorbă cu tinerii pe care urmează să îi căsătoresc, religios. Am avut câteva întâlniri. De sex diferit, da? Da, evident. Și așa va rămâne în biserică și în mare parte în România, cât privim căsătoria și familia. Pot intra în acord cu domnul profesor Bucur pe ideea că nu se vorbește despre familie aici, nu se vorbește despre căsătorie, ci despre un parteneriat care, mă rog, dă anumite facilități. Însă, și aici se poate, dacă e vorba, nu știu, de a semna la un spital sau la o bancă, nu știu, un act, putem regândi legislația financiară sau legislația de acces la sănătate, se poate rescrie în termeni în care oamenii să aibă facilități în a se sprijini unul pe altul. Se poate rescrie orice fel de cod. A rescrie codul familiei, eu zic că e riscant, pentru că atunci va trebui să ne ducem să rescriem și ce înseamnă zoologie, ce înseamnă familia de albine, să o rescriem după ideile noastre, ce înseamnă familia de elefanți, de lupi, de, știu eu, turturele și așa mai departe. Viața ca dar este dată în anumite înțelesuri limpezi, în anumite realități pe care nu le cred că le putem reinterpreta după cum dorim. Atâta timp cât în România familia este definită ca fiind un raport între bărbați și femeie, e în regulă. Dacă avem de face și cu alte concepte care stabilesc anumite raporturi și relații, anumite parteneriate, nu mă deranjează. Atâta timp cât nu vor bate la poarta bisericii. Da, a pus un accent... Haideți să vedem la ce spunea domnul Papahagi. Adică dacă statul, da, ar căsători, să spunem, da, persoane de același sex, biserica s-ar simți obligată să facă același lucru? Nu are cum. Însă, tocmai aici vreau să ajung la o idee bine arătată, la o realitate descrisă de domnul profesor Papahagi, care va provoca ceva ce eu aștept altfel, într-o anumită măsură și într-o anumită registre. Și anume, pe de altă parte, este un principiu, sigur, mai de, din orchestre de nuntă. Cine dă banul, pune și muzica. Atâta timp cât biserica se va complace în acest parteneriat, iată că, ca să nu zic concubinaj, uneori suspect, adică voi dați banii și noi ne facem că ne facem treaba, nu va fi în regulă. Va trebui să se producă, folosesc un alt termen, un divorț, oarecum, în anumite registre. Da, ceea ce privește felul în care s-a întrerupt pentru 3 secunde. Biserica gestionează resursele. Da, asta vreau să spun. La urma urmei, trebuie să se clarifice ultima frază, dacă se poate, că v-am pierdut și... Da, reiau. Ideea, eu cred, domnul Papahagi spunea foarte bine, situația puțin complicată din raportul dintre biserici, dintre stat și culte, unele culte, nu toate, cele care au acceptat să primească stipendii sub formă de salarii sau alte resurse financiare către biserică. Nu, biserica trebuie să devină independentă, să gestioneze de la sine aceste resurse, pentru că cine pune, am spus-o și nu știu dacă s-a auzit asta, cine dă banul pune și muzica la un moment dat. Ori noi nu putem intra în partitura noilor legi impuse și acceptate de statul român în orice registru, mai ales în cel care privește identitatea umană, identitatea familiei, pentru că în momentul în care un bărbat și o femeie se căsătoresc, ei își generează o nouă identitate, numită biblic om. Când se vorbește de om, nu se vorbește de un bărbat sau de o femeie. Când se naște un bărbat, se spune în Biblie, se naște de parte, o parte, parte bărbătească sau de parte femeiască. Cele două părți puse împreună, antropologic, biblic vorbind, dau în esență ceea ce este omul, ca întreg, generator de viață.
Pentru că acesta este principiul. Legislația canonică, spre exemplu, a bisericii, are două ținte esențiale propuse, și asta o spun tuturor mirilor și cele 1000 de perechi pe care, lângă care am stat la cununie, își aduc aminte. Trebuie două ținte asumate. Binele comun, sigur, și în parteneriat se urmărește un bine comun, sunt de acord. Și procreerea. Ei, această a doua țintă esențială care trebuie asumată, definesc până la urmă ce poate fi o familie, ce e căsătoria. Sigur, cum spunea și domnul profesor Papahagi, copiii pot să survină sau nu, pot fi doriți sau nu, dar, de exemplu, legislația noastră, dacă doi tineri care vin să se căsătorească refuză a priori să fie părinți, adică nu-și doresc, biserica nu îi cunună, în biserica noastră nu se celebrează căsătoria. Arătând că ei evită, de fapt, un bun esențial care ține nu doar de ceea ce poate fi biserica, de ceea ce poate fi societatea umană. În rest, eu cred că se pot găsi instrumente juridice sau de altă natură pentru a găsi soluții și pentru cei care, în intimitatea lor, nu știu, mai mult sau mai puțin legiferată de un stat, bun, doresc asta și observam, Părinte Lazar, asta și observam, că indiferent cum o să-i spunem, da? Că îi spunem parteneriat civil, că îi spunem prietenie cu acte, nu știu. Până la urmă, da, până la urmă va exista, probabil, da, în urma acestei sentințe sau pur și simplu pentru că încolo merge lumea, nu neapărat că așa am vrut noi, da, va exista o legătură juridică între două persoane de același sex. Permiteți-mi să zic un lucru înainte de toate, fiindcă s-a adus vorba despre copii și e lucru cel mai important. Acum, domnule profesor, nu trebuie să ne prefacem că suntem naivi. E important să fim cinstiți unul cu celălalt. Noi știm exact ce se întâmplă. Primul pas e acest act de parteneriat civil, următorul este căsătorie, următorul este recunoașterea adopției de copii. Și acolo intrăm pe un teren mult mai complicat. Fiindcă în clipa de față statul este chemat să vegheze la binele superior al copilului. Și în interiorul familiei, da, când e vorba de tatăl și mama natural al unui copil, statul nu veghează la ce vor aia doi, ci la interesul superior al copilului. Ori un copil, în clipa în care aceste cupluri vor fi recunoscute, și e tactica salamului, întâi un pic, după aia un pic, poi mâine iei totul, evident, așa se merge și știm exact încotro tindem, tocmai fiindcă vedem ce se întâmplă în Franța, în Olanda și în celelalte țări pe care le-ați menționat singur. Acolo se va tinde, dacă cedăm în acest prim pas. În următorul moment, copiii vor putea fi adoptați de cupluri homosexuale. Unii pot să zică, da, foarte bine, mai bine să stea în condiții precare. Nu, dar e... Ce înseamnă pentru un copil să crească cu doi tați sau cu două mame? Ce înseamnă pentru dezvoltarea unui băiat să crească cu două mame și să nu aibă niciodată model aici, pozitiv? Aici poate că ar fi trebuit să aducem un psiholog care să ne spună, un copil care se naște într-o relație în care părinții se iubesc, indiferent de sexul lor, poate că crește mai sănătos decât într-o relație în care tata îl bate și mama... Da, dar e o discuție de asta care întotdeauna zice, da, un cuplu iubitor de homosexual versus un cuplu heterosexual, o familie desfrânată. O problemă pe care o semnalați e gravă, cu implicații multiple, da. Eu admit. Dar, pe de altă parte, repet, sunt țări din Uniunea Europeană. Nu se mai credeți. Dacă le luăm... Am aflat târziu de această problemă că făceam și eu astfel de statistică. Vi l-am pus la dispoziție, ok? Da, nu. Vă dau o foaie dacă... Ce soluții se găsesc și unde sunt limitele? Pentru că, la urma urmei, apropo, adică să gândim constructiv, asta vreți să spuneți. Da, exact. La urma urmei, ce soluție găsești? Pentru că sunt limite. Aici n-am mai apucat să vorbesc, că a intervenit și părintele. Și o scurtă completare. Eu nu cred că statul român, nu-mi imaginez cum, și nu cred în baza actuale legislației și orice modificare face, nu cred că v-am venit să fac orice modificare, că se va încălca autonomia bisericii în acest punct de vedere. E o prevedere clară și în Constituție și în legea... Da, părintele a adus o discuție foarte interesantă aici despre subvenționarea bisericii de către stat și adevărat, o mișcare care ar trebui să ducă la independența bisericii, pe care nu cred că biserica își dorește cu adevărat, cel puțin nu cea ortodoxă. Nu știu, dar am deschis de un alt subiect și nu. Vreau să rămân aici. Nu poate să condiționeze sprijinul, salarizarea clerului și alte granturi. Nu va putea să soluționeze, pentru că atunci încalcă un principiu constituțional. Și atunci, la rândul ei, statul român poate fi dat în judecată la cedo de instituțiile religioase pe actuala formulă a arhitecturii constituționale și a legislației secundare, respectiv a legii privind regimul general al cultelor și libertății religioase și regimul general al cultelor. Știu foarte bine detaliile, că am fost unul din nenumerații
universitari chemați să discute pe marginea anteproiectului legii cultelor, chiar cu reprezentanții cultelor. Au culte de dreptul să respecte legea civilă? Culte de dreptul să respecte legea, oricare ar fi ea, în cazul acesta, da, nu, stați un pic, care o să nu ne amestecăm. Aici este vorba de altceva. E libertatea de conștiință și de libertatea religioasă. În cazul în care, presupunem, apropo, să ipotetic, cum spuneați dumneavoastră, că s-ar prezenta, ar bate la ușa bisericii 2 sau 2, în virtutea canoanelor, având în vedere autonomia garantată de stat în literă constituțională și în legislație secundară, în virtutea canoanelor și, mă rog, a teologiei specifice fiecărui cult, rămâne la latitudinea cultului. Nu are cum să o impună. Și poate a conștiinței preotului, nu? Care poate să refuze dacă... La urma urmei poate invoca obiecții de conștiință, evident, rămâne și acest... Mulțumesc, da, există și acest tip de răspuns, după cum știm că au fost cazuri de medici care atunci când întrerupere de sarcină au fost la liber necondiționate în unele țări, eu știu cazuri din țări catolice, au refuzat invocând obiecții de conștiință. Și ce s-a întâmplat? S-a dus la medic. Nu poți, pentru că intri în coliziune cu un alt drept fundamental. Da, bun, dar cu adepția de copii, în schimb, care este o chestiune strict civilă, da, unde biserica nu are niciun cuvânt de spus, un copil acolo din orfelinat îl acordă statul unui cuplu care îl cere, odată ce cuplul acela este homosexual, el poate să ceară ca oricare alt cuplu și nu poate fi discriminat. Și atunci, eu voi zice, nu-i cestit să fie discriminat conform legii. Nimeni, odată ce tu ai recunoscut, nu mai discriminezi. Dar nu e, mă rog, modalitatea, că nu mai știu, caut și eu cuvinte acum, să nu evit partenerul și modalitatea prin care încerc să le asigur chestiunile minimale care, da, eu am deschis subiect. Poate să fie bine circumscrisă. Apropo, da, de ce spunea. Notarial. Eu spun notarial. Notarul este o instituție privată, nu este statul român. Statul este chemat să găsească o soluție, păi, da, cel puțin pe CEDO. Nici eu nu sunt jurist, dar e o chestiune, cred că, destul de clară. Dar, repet, poți să circumscrii juridic foarte bine, foarte limpede, da, să o limitezi. Și la fel de bine poți să faci precum Polonia, de pildă, sau poți să faci precum în Ungaria, acceptând riscul unor sancțiuni. Nu pentru nerecunoaștere, da, ci apropo de chestiuni de adopție și alte. Total deci, liberal. Eu cred că oamenii trebuie să aibă dreptul. De răspuns. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu cred că oamenii trebuie să aibă dreptul să decidă ce vor ei. Eu cred că au dreptul, de pildă, unul să zică nu-i las moștenire unui nepot pe care nu am nicio legătură, ci acestui om cu care, iată, am trăit toată viața. De ce să nu poată face lucrul ăsta? Sigur, nu-ți poți desmoșteni proprii copii și alte lucruri. Dar, deci, sunt total liberal aici. Nu cred însă și cred chiar că este periculos pentru societate. Să-ți dezmoștenești proprii copii. În fine, vedeți, cu atât mai mult. Deci, cu atât mai mult pot și ei să zică la spital, zice ăla dacă am o... Nu aia, astea sunt false argumente. Argumentele lor, și noi știm exact care sunt, este, ei vor, până la urmă, nu atât să se căsătorească, vor recunoașterea ca familie, ca o căsătorie egală, egală, și acolo se ajunge. Pentru mine lucrul acesta este periculos pentru societate, fiindcă în clipa următoare se va ajunge la pasul următor adopției copii, după aceea se va începe persecuția tuturor celor care au obiecții de conștiință, să zicem eu voi putea peste 20 de ani să fiu dat afară de la universitate doar pentru ce am spus astăzi în platou dumneavoastră. Să știți, dacă aș fi în America, s-ar întâmpla. Deci, iau lucrurile astea foarte serios. Dacă ar fi Statele Unite, ar trebui să vă înlocuiesc în emisiune cu o persoană de... Da, exact, da? De culoare și... Sau că... eram doi albeci, nu mai... Da, chiar trei. Da. Chiar trei, bărbați. Și bărbați, aoleo, da. Suntem într-o situație politică. Suntem de plină incorectitudine politică. Deci, da, vedeți, eu la lucrurile acestea mă opun. Mă sperie această redefinire continuă a umanului, fiindcă după aia va veni redefinirea genurilor. Vedeți, astăzi părinții în America sau în Anglia sunt denunțați dacă se opun copilul lor la 5 ani, îi bagă ceva în cap că el nu-i băiat, că-i fată. Știu, e un băiat mai molâu care în loc să se bată cu ceilalți stă și scrie poezii. Zice, tu nu ești băiat, ești o fată. Și aia vine acasă plângând, zice, eu sunt o fată, vreau să devin fată. Și el duc și îi fac niște tratamente hormonale oribile, îl mutilează și la sfârșit e un adolescent de nenorocit care după aia își dă seama ce i s-a întâmplat și părinții ajung să nu mai poată să aibă dreptul să-i spună copiilor lor nimica. Nu trebuie să ajungem acolo. La redefinirea aceasta totală a umanului, C.S. Lewis o numea The Abolition of Man, abolirea umanului. N-aș merge chiar până acolo. Dar este, dacă redefinim și totul este numai construct social, construct politic, construct legal și nimic nu mai este natură, biologie, drepturi naturale și așa mai departe. Dacă orice devine drept, în gândirea stângii astăzi orice devine drept. Gândiți-vă, dreptul la
locuință. Păi nu e niciun drept, e o posibilitate. Fiindcă dacă tu ai dreptul la casă, sigur că ai dreptul să nu-ți ia cineva casa dacă o ai. Dar nu ai dreptul absolut să ai o casă. Fiindcă dacă n-ai bani, nu ai. Ai în chirie. Dacă apare dreptul la locuință, da, le droit au logement, în Franța se vorbește despre asta, am locuit 8 ani și știu. Aia înseamnă că cine are și obligația să-ți acorde chestia aia. Dacă ai dreptul la muncă, înseamnă că cine ai obligat să-ți acorde și un loc de muncă. Altminteri, cum eram comuniști, atunci toți sunt băgați și se ajunge într-o societate distopică totalitară. Dacă redefinești umanul, căsătoria, bărbatul, femeia, totul, după constructe sociale, adesea stângiste, marxiste, deconstructiviste, relativiste și așa mai departe, ajungi până la urmă nimic să nu mai aibă, totul să fie fluid, cum spuneați în deschiderea discuției noastre, și nimic să nu se mai poată defini. Ori eu cred că trebuie să păstrăm aici definiția naturală a căsătoriei, care este recunoscută aproape, aș spune, spontan din bunul simț în toate sistemele, inclusiv în cele necreștine, precreștine sau în lumea necreștină de astăzi sau în societăți tradiționale. Și de ce e recunoscută căsătoria? Tocmai fiindcă din ea rezultă copii și fără copii societatea se oprește. Ori ăla-i, copilul e baza. Dacă nu pornim de la copil, ci pornim doar de la voința doi adulți care au afinități între ei, care afinități se pot schimba, nu mai suntem în terenul corect. Părinte Lazar, a spus ceva mai devreme care m-a surprins puțin. Ați spus că nu oficiați o căsătorie între două persoane de sex diferit dacă aflați că acestea nu doresc să procreze. Mi-a explicat puțin? Nu știam, mărturisesc asta. Nu zic de la mine niciun chip. Eu tot ce fac, fac într-un mandat asumat în biserica în care slujesc, iar pentru că s-a pomenit de legislația canonică, e foarte limpede aici. Adică cei doi tineri, partea masculină și partea feminină, care vin să solicite binecuvântarea matrimoniului lor și instituirea familiei prin serviciu frumos spus la noi în cultura noastră, și aici e o parte istorică frumoasă, încoronării comuniei, cele două condiții esențiale pe care trebuie să le asume, una oarecum subiectivă, am spune, binele comun, adică nu doar binele unuia. Atenție, a fost un film Buletin de București. În varianta aceea n-a fost căsătorie legal asumată. Deci acesta nu este un dacă ulterior n-a fost, că n-am văzut continuarea filmului. Iar al doilea bun esențial legat de instituirea familiei, care trebuie țintit și asumat, sigur, cu darul lui Dumnezeu, că poți să ai copii sau nu, din perspectivă biologică, dar dacă ei refuză, am avut un singur caz din peste 1000 de solicitări în care o doamnă, domnișoară, pardon, balerină a spus: noi am stabilit, nu ne dorim copii, nu vreau să mă afectez cariera, doar să ne fie nouă bine. Asta e unul din principii, foarte bine, dar trebuie asumat și al doilea, și am fost oarecum constrâns să autoconstrâns sau de la mine putere, ci prin puterea legii pe care o slujesc în biserică. Adică trebuie asumate cele două valori esențiale. Deci ați refuzat-o pe balerina? E foarte bine să exprimați și domnul profesor Papahagi, dar asta e ținta la urma urmei. Dar dacă cineva nu poate avea copii, nu înseamnă că nu-l cununăm. Ideea e a vrea sau a nu vrea. E chestiune de voință și asumarea unor daruri. Nu putem vorbi doar în termeni de drept, obligații, pentru că la urma urmei viața noastră survine ca dar de la Dumnezeu. Identitatea masculină este un dar. Deci, părinte, n-am înțeles și telespectatorii o să rămână cu întrebarea asta. Ați căsătorită sau nu pe balerină? Nu, pentru că m-a pus în situația să nu pot face din perspectiva legii. Ea nu a spus că dacă îmi spunea nu pot, biologic, eu sau el, legal îi căsătoream, pentru că una e o neputință și alta să-i excluzi un bun. Bine, alții nu o spun. Am și înțeles. Totuși nu o fac. Părinte, haideți că vreau să mergem puțin mai departe. Recunosc că am zăbovit mai mult decât mă așteptam la discuția despre parteneriatul civil. Și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră acea, până la urmă, petiție pe care au făcut-o intelectualii, mai mulți intelectuali, printre care și invitatul nostru din seara asta, domnul Adrian Papahagi, în legătură cu unificarea datei Paștilor, da? Înălțării Domnului. Pentru că, sau învierii Domnului, învierii. Pardon, îmi cer scuze. Da? Pentru că, eu am spus aici în introducere, dacă a existat un singur Iisus, cu siguranță că El a înviat o singură dată, nu de mai multe ori. Și am văzut, sigur, din Biserica Ortodoxă niște reacții negative. Cum spuneam,
poate că este un pic prea târziu, Paștele au fost și înălțarea Domnului a fost. Pe de altă, vin rusalile, da? Pe de altă parte, e poate prea devreme, da? Sau până la urmă, poate că ăsta e cel mai bun moment, când suntem da, nici înainte, nici după foarte aproape de această sărbătoare importantă. Acum, să facem o precizare cinstită, din anumite zone, n-aș folosi epitete în vreun fel, hai să zicem mai periferice sau mai de la marginea graniței, au fost reacții. În schimb, au fost foarte multe mare, reacții pe cei la cel mai înalt nivel, începând cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Domnul Bănescu, cu mitropolitul Clujului și foarte mulți alți ierarhi și foarte mulți alți credincioși. Eu am avut lor de poziție și apreciez foarte tare, nu doar pentru că este prezent domnul profesor Papahaci, așteptam o asemenea abordare, nu mă așteptam să vină din rândul clerului, fie clerul înalt sau ierarhic sau cel de bază, dar faptul că vine din laicat e foarte bine și nu din orice fel de laicat, pentru că Biserica Ortodoxă se exprimă mai bine ca oricând în istorie prin laici la această oră. Au spus unii, dar ce e specialist în teologie? Să lăsăm chestiunea asta. Dacă am avea jumătate din clerici din România, din orice fel de cult, chiar cel ortodox, la nivelul de echipare intelectuală, inclusiv teologică, a domnului Papahagi, am fi mult mai sus. Din multe puncte de vedere. Sunteți prea bun. Nu. Exprim ceea ce văd, vă frecventez în lectură, aveți acuratețe, aveți expertiză de-a dreptul ceea ce spuneți și aveți dreptul să o spuneți. În biserica nu e o structură clericaloidă. Cei care, clericii care se cred ei, biserica, confiscă adevărata biserică în dreptul lor și o suspendă din ceea ce este ea. E un demers mai mult decât binevenit. Mai mult decât binevenit. Am văzut, să știți că mi se pare că biserica devine tot mai mult politică. Da? Adică declarația aceea IPS, da, Teodosie, cu catolicii n-au lumină, da, mi s-a părut politică de-a dreptul. Răspunsul meu e aici, am o icoană, acum nu vreau să mă arăt, să mă exprim ca fi ultra-bizantin, dar icoana pe care o prețuiesc foarte mult în casa mea, nu se vede în detaliu, dar scrie aici. Dar rămâneți la microfon că nu o să vă auzim. Da, pe icoana Iisus are scriptura și scrie acolo, eu sunt lumina lumii. Atenție la chestiunea asta, pentru că s-ar putea, dacă mergem pe fenta asta cu lumina de la Ierusalim, să dăm într-un cult păgân, cultul focului sacru. Și cred că a făcut referință la un moment dat chiar și domnul profesor Papahagi la acest risc de a face... Hristos spune despre sine că e lumina, nu ține de tarot și nici de o făclie anume. Iar pe această temă vă invit și pe privitorii noștri, Ioan Florin Florescu se numește, un preot ortodox, de asemenea foarte bine echipat teologic, un patrolog foarte bun, care a plecat din țară ca să se poată exprima cinstit și pe blogul lui veți găsi scris despre lumina învierii, lumina de la Mormântul Sfânt. Doar vă invit să faceți lectura și veți lămuri. Citeți dintr-un ortodox sau invit spre un teolog adevărat ortodox. Salut încă o dată și mă bucur că îmi dați ocazia să o fac într-un mod direct, chiar dacă nu sunt acolo, intermediar mediatic, acest demers vă dau și eu sper să nu devină scrisoarea domnului Papahagi, să nu devină o scrisoare pierdută. Da, adică cum vedeți chestiunea asta legată de unificarea datei? Adică, până la urmă, pare o chestiune de logică mai mult decât una religioasă. Nu sunt teolog, mă abțin. Eu aș privi-o într-o perspectivă istorică și a unui creștin practicant. Este dezirabilă, la urma urmei, pentru că suntem frați creștini și mi se pare firesc un astfel de demers. Este politică, pentru că dacă acum trebuie să se așeze la masă, ca și cum ar veni doi premieri, se așeze la masă să negocieze. Nu în sensul ăsta, vai de bine, departe de bine. Nu. Aici intervin și nu e atât, e specialistul de asta, mă exprim mai greu. E o chestiune aici. Ai o forță a unor tradiții, care tradiția adeseori sunt asumate și transmise mai departe de unii din mediul clerical, dar și din rândul laicilor ortodoxi, ca parte a dogmei. Ceea ce ridică multe probleme, dar nu e. Iar textul a fost foarte lămuritor, l-am citit și eu cu foarte multă plăcere. Dacă vreți o perspectivă... A fost o adevărată lecție de istorie. A fost o lecție, nu de istorie, a fost o lecție de creștinism autentic, mai curând, și de onestitate extraordinară și de fidelitate față de biserica din... care
fac dânsii parte din Biserica Ortodoxă, Biserica Majoritară Română. În România, scuzați-mă. Aici aș adăuga un singur lucru. Că vor exista, că ar putea să existe, sigur, și consecințe, în al doilea, de ordin geopolitic, cultural, etc., foarte bine. Dar pe mine mă interesează și am apreciat miezul, de fapt, problemele expuse în această scrisoare. Despre asta e vorba, în primul rând. Care sunt șansele, domnule Papahagi, ca până la urmă capii bisericii să accepte o scrisoare venită din afara clerului, da? Din zona laică, și să încerce să facă ceva, că dincolo de a spune lucruri frumoase sau urâte, de a fi pozitiv sau negativ, vreau să îmi dau seama dacă există vreo mișcare, vreo deplasare. Vedeți, va fi un turnesol, cred. Eu îi mulțumesc atât părintelui cât și domnului profesor pentru vorbele frumoase spuse. În ce ne privește pentru noi, și vă mulțumesc dumneavoastră pentru bunul simț cu care ați început observația. Da, este un eveniment istoric unic. Sigur că Iisus învie în fiecare liturghie, iar în împărtășanie El este viu. Da? Deci El nu învie o singură dată pe an. Și de altfel, altarul din orice biserică, nu doar mormântul sfânt, este locul unde se coboară lumina, teologic vorbind. Asta mă gândeam, îmi cer scuze de paranteză, că în 25 mai este ziua eroilor și mă gândeam că noi atunci, sigur, ne gândim la jertfa lor, dar ei s-au jertfit în fiecare zi. Da. Au fost oameni care au murit pentru România și în 1 ianuarie și în 31 decembrie, pentru că permanent s-a luptat pentru țara asta, de-a lungul anilor de la Gelu, Menumorut și Glad încoace. Bun, teologic vorbind, cu fiecare păcat al nostru, Hristos este răstignit din nou, la fiecare liturghie El învie din nou, în fiecare biserică, cea mai umilă din lumea aceasta, fiecare altar. Oriunde sunt adunați, 2-3 numele Său. Deci asta pentru mine teologic este... Dar evenimentul acesta, pe care îl celebrăm o singură dată pe an, ca nașterea Domnului de Crăciun, nu? Este un eveniment care s-a întâmplat odată în Ierusalim și știm exact ce s-a întâmplat. E absurd să ai două date. De ce sunt aceste două date? Fiindcă se folosesc două calendare diferite. Biserica Romano-Catolică, după reforma calendaristic din timpul Papei Grigorie, cred că al XII-lea, a trecut la un calendar îndreptat, întrucât calendarul Iulian acumula întârzieri și se ajunsese la aproape 2 săptămâni de întârzieri. Biserica Ortodoxă a mers până foarte târziu, până în secolul al XX-lea, cu calendarul Iulian, deci neîndreptat. Când statele au decis să treacă la calendarul Gregorian, la calendarul Gregorian, la calendarul îndreptat. Inclusiv România, stat. Și în clipa aceea, bisericile ortodoxe au avut problema ce facem, că nu putem să fim în decalaj față de calendarul oficial al statelor. Și s-au întâlnit la Constantinopol. Eu nu spun niciodată Istanbul, spun în continuare Constantinopol, cu speranța că într-o zi va redeveni Constantinopol și nu Istanbul, dar nu vreau să intru în zone geostrategice foarte complicate. La Constantinopol în 1923, fix acum 100 de ani, s-au întâlnit toate bisericile ortodoxe și au zis trecem la calendarul gregorian. Au trecut și Biserica Ortodoxă Română, nu fără probleme. După care s-a decis, rușii și sârbii și alții nu trecuseră, și au zis, rămânem cu Crăciunul în Gregorian și trecem înapoi cu Paște. Și acum suntem struț o cămilă, Crăciunul suntem cu toată lumea. Atenție, rușii și sârbii au și Crăciunul în ianuarie, da? Și eu tot ce am spus și noi a fost, haideți să îndreptăm o dată acest calendar, astfel încât toți creștinii, cum e și normal, să zicem Hristos a înviat în același moment. Ei, lucrul acesta de bun simț a stârnit niște reacții care pe mine m-au siderat. Din fericire au stârnit și reacțiile normale pe care aștept de la ierarhi, de la credincioși, de la oameni de bun simț. Dar să spun ceva despre Biserica Greco-Catolică. Ei ar putea, din onestitate, din fidelitate față de majoritatea românească, ei fac calendarul nostru. Ar putea să urmeze calendarul Bisericii Romano-Catolice și nu o fac. La fel, neoprotestanții ar putea să sărbătorească împreună cu Bisericii Protestante în Occident. Deci, problema nu e numai a noastră, a ortodoxilor. Noi îi ținem și pe ceilalți cu noi în această struță o cămilă, care trebuie îndreptată. Și ce faci cu familiile mixte? Nu în care unul are Paștele așa și celălalt peste 5 săptămâni sau 4 sau 3? Da? Deci, problema trebuie rezolvată și e de bun simț să fie rezolvată. Sine irait studio, fără patimă în orice caz. Bine, să știți că mi-am propus în emisiunea asta să discutăm și politică. Vreau să vă întreb care mai e statusul noastră din punct de vedere politic. Niciunul. Nu mai e niciunul, da? De mult. Băsescu vă mai place?
Da, mai există. Okay. Băsescu rămâne cel mai bun președinte pe care l-a avut România ever, dat fiindcă ceilalți au fost Ceaușescu, Iliescu, Constantinescu onorabil și Iohannis nu știu, mai există. Deci cam asta. Nici Iohannis nu mai există, nici Băsescu nu mai există, da? Da, da, Băsescu există. Boc ar fi un președinte bun? Da. Bun. Eram doar oricum, curios. Mai bun decât Iohannis și ce se găsește acum pe piață, fără îndoială. Cu un ego uriaș. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Pahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, domnule Marius Bucur, de asemenea profesor istoric la Facultatea de Istorie și Filozofie de la UBB Cluj. Și mulțumesc și părintelui Lazar, căruia i-am spus că o să stea alături de noi 15-20 de minute și care a rămas până la final. Sper că ați găsit interesantă discuția aceasta despre laic versus religie, sau, în principal despre religie. Aici se încheie față în față emisiunea care încearcă să vă spună adevărul în față. Sunt Ionel Spuc, toate cele bune, la revedere!